punctul.ro. Nu numai știri. Bună ziua, și bine ați venit la o nouă ediție punctul alb și punctul negru, pe care astăzi o filmăm în studiourile punctul pe bune, adică la mine acasă. Bine ați venit. Și aș vrea să încep prin a vă ruga să vă abonați la canalul nostru de YouTube, care se cheamă punctul.ro. Puteți să ne urmăriți pe Facebook, avem un aproape 17.000 de urmăritori. Respectiv, avem un grup pe Facebook care se cheamă Târgu Mureș 2020-2030 Moroșoaș Hei, pe unde se, de, se o găsiți în majoritatea uh, postărilor noastre. Respectiv, găsiți și alte postări de interes pentru viitorul acestui oraș. Mai suntem prezenți evident pe TikTok, pe Twitter și pe Instagram unde avem, începem să construim comunități pentru dumneavoastră. Intrăm cu viteză în subiectele de astăzi. Punctul alt. Se acordă UMFST Târgu Mureș, care a adus inovarea și tehnologia în prim planul medicinei românești. Această conferință, deși se cheamă ea că este anual, uh, națională, este de fapt o conferință internațională, sunt speaker din mai multe țări uh, și are o, are o latură care este uh, extrem, extrem de importantă în viitorul medicinei, și anume tehnologia din medicină. Asta mă bucură în mod deosebit uh, să văd că la Târgu Mureș se încearcă uh, implementarea unor programe de studii uh, pentru studenți care să se specializeze pe această chestiune Știți foarte bine că tehnologia înseamnă roboți de, de înseamnă orice de la un bisturiu de fapt, că dacă stăm să ne gândim bine, până la un pat de spital și până la roboți uh, de, de uh, operații extrem de complexe care nici nu mai pot care sunt atât de complexe încât nu mai pot fi uh, făcute manual, ci trebuie cu ajutorul roboților. Da, eu mă bucur că este un start în acest domeniu. Mă bucur că Târgu Mureș, prin UMFST, încearcă să devină un fel de pol în acest domeniu care în România este foarte slab uh, reprezentat, uh, din câte știu eu, ca și producători, deci nu, nu avem producție de așa ceva. Și de ce să nu facem producție de așa ceva de la paturi, mese, scaune, toate sunt lucruri speciale. Se fac în serii mici, în firme mici, în general pentru piața privată, dar ca să poți să dezvolți niște tehnologii, niște patente, niște trebuie să ai cercetare. Mă bucur în mod deosebit pentru acest subiect și le urez succes tuturor celor care se implică. Asta este primul punct alb. Al doilea punct alb este din nou un subiect care este extrem de prezent în paginile sau mă rog pe site-ul punctul.ro și anume punctul alb se acordă sportivilor mureșeni care ne reprezintă cu cinste în țară și în străinătate. M-am uitat așa în viteză peste toate articolele care le-am publicat săptămâna aceasta pe acest subiect. Este fenomenal ce se întâmplă în sportul din județul Mureș Chiar dacă rezultatele nu sunt încă cele pe care dor, poate le-am visa cu toții, deci sunt foarte, foarte multe rezultate, foarte multe informații în serostogolesc în acest domeniu din județul Mureș, bun, trecem repede la punctele negre. Punctul negru. Pentru clienții necivilizați ai trotinetelor închiriate din Târgu Mureș. Asta este iarăși un subiect care, din păcate, ne privește pe toți și nu neapărat autoritățile sunt de vină, cred că noi suntem de vină mai degrabă, așa că să ne, tragem, să ne facem autocritică așadar. Al doilea punct negru, pentru numărul tot mai mare de tineri care conduc drogați în județul Mureș. Dacă căutați pe canalul de YouTube al punctul.ro am făcut un material absolut mie mi s-a părut șocant. Într-o plimbare cu fetița de la gară până la Nova Vita, până la spitalul Nova Vita, am găsit, nu exagerez, 20 și ceva de flacoane de Prenadex. Și sub, sub toate denumirile lui, care are mai multe denumiri acum. 26 în 300 de metri, avem o problemă cu drogurile. Asta, asta ce zic eu este drogul săracului, prin Adexul. Și cei care conduc mașini nu asta consumă. Am vrut doar să fac o legătură că avem droguri pe toate liniile. Salut pe această cale inițiativa serviciului antidrog care a fost prezent la festivalurile mai mari din județ. Și am înțeles că vor participa pe durata întregii veri la aceste festivaluri cu corturi în care să prezinte pericolele și respectiv uh, sancțiunile la care sunt uh, supuși tinerii care comercializează sau cultivă sau așa mai departe, fabrică. Dar să știți că drogurile sunt o problemă foarte mare în Județul Mureș, nu doar în Județul Mureș, dar și în Județul Mureș. Deci e un subiect la care voi fi atent și ca jurnalist, evident, în viitorul apropiat. Acestea fiind zise, cred că ajunge pe săptămâna asta. Mai, mai fac o singură remarcă. Cosmin Pop, care are, este și proprietarul Cocoșului de Aur, a lansat o linie aeriană. Sperăm noi să devină o companie serioasă aeriană și să nu uite că a plecat din Târgu Mureș. Chiar dacă Târgu Mureș deocamdată nu are, din punct de vedere economic și ca și clientelă, să zicem, pentru o companie aeriană, nu reprezintă o forță mare, dar îi urăm să nu uite de unde a plecat și să ne ajute și pe noi cu câteva conexiuni bune pentru Târgu Mureș și pentru aeroportul Târgu Mureș. Cu acestea vă salut și vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Să ne vedem cu mine săptămâna viitoare. La revedere! Punctul nu numai știri